Alteța Sa Regală, Principele Radu, a vizitat astăzi localitățile Baia de Arieș și Câmpeni. Vizita face parte dintr-un program festiv care își propune să reconstituie simbolic prima vizită a familiei regale în Munții Apuseni din anul 1919. În 28 mai 1919, regele Ferdinand I, Întregitorul și regina Maria pășeau pentru prima dată în inima Munților Apuseni. Astăzi, după 100 de ani, Alteța Sa Regală, Principele Radu, a marcat momentul printr-o vizită în mai multe localități din Țara Moților. El a mers la Baia de Arieș și la monumentul natural Fagul Împăratului, dar și în orașul Câmpeni, unde în piața centrală au avut loc manifestări religioase și militare și o depunere de coroane la statuia ecvestră a lui Avram Iancu. Astăzi, orașul nostru se află la acest aniversar. Se împlinesc 100 de ani de la marele eveniment care a avut loc la data de 29 mai 1919. Eveniment în cadrul căruia regele Ferdinand și regina Maria au inaugurat podul de fier de peste Arieș. Pod care a rămas de atunci și până azi o emblemă a orașului nostru, un standard a ceea ce Moții reprezintă. A fost un moment memorabil pentru locuitorii acestor meleaguri frumoase, deoarece onoarea pe care le-a oferit-o regele și regina le-a umplut inimile de bucurie, de emoții și satisfacții. Iată că astăzi, aici, la Câmpeni, în capitala Moților, am reușit să adunăm în această piață, în aceste condiții deosebite de vreme, pe care doar Bunul Dumnezeu le-a dat, am reușit să adunăm două entități importante. Două entități care au făcut istorie pentru statul român. Este vorba de reprezentanții casei regale prin Alteța Sa, Principele Radu, și, nu în ultimul rând, reprezentanți și jandarmi români. Ce poate fi mai minunat atunci când putem spune mărețelor umbre, cele pe care le avem în destinul imnului nostru, ca ai lor strănepoți își omagiază, le omagiază memoria și faptele. Există această cutumă, această lege nescrisă a românului de a-și pomeni în veacul vecilor pe cei care, prin jertfa lor, au făurit istoria acestui neam. Manifestările de astăzi au fost dedicate și sărbătoririi a 100 de ani de la înființarea jandarmeriei în Transilvania. E un moment istoric pe care trebuie să-l marcăm, în primul rând pentru că ne arată identitatea, ne arată de unde venim și care e rostul nostru aici. Jandarmeria a reprezentat pentru statul român o forță care a asigurat legea, care a asigurat ordinea și statul de drept, ceea ce face și în ziua de astăzi. Jandarmeria din Transilvania a fost înființată la 27 mai 1919, iar vizita familiei regale aici a fost la 28 mai. A avut vreo legătură acest fapt? Da, toate instituțiile au intrat într-un proces de unificare la momentul respectiv. În zona transilvană nu exista instituția jandarmeriei, a fost înființată. Tocmai pentru ca statul să devină unitar și instituțiile sale trebuiau să fie unitar constituite. În vremea respectivă, jandarmeria era într-o manieră, să spun așa, destul de și instituțională, dar și ca și tradiție, în apropierea casei regale. Și atunci evenimentele se succedau în această idee. În continuare, Principele Radu a mers la podul lui Ferdinand, care trece peste râul Arieș. Aici, mai mulți preoți au săvârșit un tedeum și slujba de sfințire a unei plăci comemorative. Nu am venit astăzi printre dumneavoastră în nume propriu, ci reprezentând pe majestatea sa, Margareta, custodele coroanei, cea care astăzi, cu încuviințare de la strămoșii ei, durează în fiecare zi un alt fel de pod decât cel al străbunicilor ei, un pod imaterial care face legătura între trecutul nostru și viitorul nostru. În ciuda faptului că e un pod care nu se vede cu ochiul liber, e tot atât de greu de durat pe cât a fost cel al predecesorilor ei. Nu sunt cuvinte pentru a exprima gratitudinea majestății sale și a mea
pentru ziua de astăzi. Este o împletire minunată de patriotism, de simț al datoriei, de instinct al binelui. Vizita principelui Radu în Țara Moților a fost prilejuită de evenimentul Apusenii și Moții la Centenar Regal, organizat de Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere, Detunata 5 Moți Avram Iancu și Centrul pentru Politici Locale, în parteneriat cu Ordinul Militar Sfânta Maria.